Cântecele mele le-am cântat nu numai cu glasul, ci cu inima. Eu am iubit cântecul Dobrogean, am iubit spectatorii. Eu priveam în sală, cântam și sufletul meu mi se încălzea de dragoste pentru publicul pe care îl aveam în față. Mi-au fost dragi oamenii pentru că ei simțeam căldura dragostei lor pentru cântecul românesc și pentru interpretul pe care îl aveau în față întotdeauna. Eu am cules folclor de când eram copil. Eram copil și trăgeam cu urechea și învățam cântece de la ai bătrâni, de la ai mai tineri, de la toată lumea. Din Dobrogea noastră, cea veche, dar și cea nouă, să se ridice cântăreți cu glasuri adevărate, cu stiluri și cu talent. A văzut lumina zilei pentru prima dată la 21 octombrie 1931, în satul Plopu, județul Tulcea. Provine dintr-o familie de muzicieni, pasiunea pentru muzică fiindu-i insuflată de tatăl său, fost solist la Opera Română din București. Ca primă reprezentantă a muzicii dobrogene, a debutat la radio în anul 1954. Primele apariții în fața publicului au fost alături de formația condusă de maestrul Fănică Luca. S-a aprins o lumânare și s-a stins un om. Un om deosebit, un om între oameni. De o discreție soră cu timiditatea, Natalia Șerbănescu a făcut parte din acel soi rar de oameni care se pierd prin nebăgare în seamă. A fost o ființă de o uriașă noblețe sufletească, o prezență caldă și prietenoasă ce ne-a dăruit momente de neegalată generozitate afectivă. Unul dintre acestea a fost cel din cadrul concertului folcloric de la Cerbul de Aur. Prima interpretă care a adus cântecul dobrogean în atenția publicului este cea care a arătat lumii întâia dată piese unicat ale costumului din Dobrogea. Astă seară dorește să ne amintească de prima sa apariție scenică, purtând ca velitoare de cap gearul cu țochi. Doamnelor și domnilor, Natalia Șerbănescu! Yeah.
că ne-am iubit, dar ce am obosit mai. De când ei că ne-am iubit, dar ce am obosit mai. Și multe sul mal cu mal, ne cântat seara la mal, ne lingă, ne culiță și noi ne iubeam. Acest moment toată viața mea. Vreau să mulțumesc jurului pentru că a avut încrederea de a-mi acorda acest premiu. Vreau să mulțumesc publicului turcean pentru că a fost cu inima și cu sufletul alături de noi toți concurenții și nu în ultimul rând orchestrei profesioniste, Baladele Deltei, care ne-a acompaniat în acest festival. Pe final aș vrea să mulțumesc viitorilor participanți